Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător, în dragoste, între dumneavoastră și acea persoană. Gândiți-vă la acea persoană. V-ați certat. Unul dintre dumneavoastră a hotărât să termine relația. Sau se gândește la asta după cearta asta. Nehotărâre. Nehotărâre, nu știți ce vreți, nu știți ce să face sau acea persoană nu știe ce să facă. Să meargă mai departe sau nu. Dar văd că sunteți fideli. Că aveți noroc, că continuați relația, speranță, bucurii, noroc. Eu nu știu dacă este o relație care vreți să se despartă acea persoană, să divorțeze. Persoana asta nu poate divorța încă, dar va divorța. Dar încă nu poate, dar va divorța. În familie aveți noroc, în familie, fideli sunteți unul celuilalt, sperați unul la celălalt, visați unul la celălalt, poate nu sunteți acum împreună, dar veți fi. Mai pot să zic că văd persoane care se căsătoresc sau stau la o cumpănă, nu știu ce să facă, să se căsătorească sau nu. Să înceapă această relație, adică de căsătorie, să facă pasul sau să nu facă. Bucurii în casă, vorbe, vă sfătuiți cu părinți, cu frați, dacă aveți, sau persoane mai tinere, prieteni. Faceți drum cu speranță. Tot ce sperați în dragoste se va împlini, se va rezolva până la urmă. Cu împlinire, bucurii, dacă nu vi se potrivește, ascultați semnul ascendent sau lunar sau Venus. Dar eu văd că persoana asta are intenții bune cu dumneavoastră, vrea relație serioasă, vrea relație de lungă durată, că veți avea relație de lungă durată sau aveți, că veți avea noroc, că aveți noroc, că sunteți fideli, că faceți drum, că faceți schimbare, poate vă mutați în altă casă. Vă veți muta în altă casă, că tot ce sperați se împlinește, că persoana poate să fie puțin imatură sau vă iubiți ca doi copii, vă bucurați ca un copil și persoana aceea și dumneavoastră. Foarte bine, foarte bine. Dar dacă persoana aceea este căsătorită și aștepta să divorțeze, să știți că veți fi împreună, că va divorța și... Vă iubiți, veți fi împreună, veți avea relația cu acea persoană, veți avea relația pe care vă doriți și cu acea persoană pe care vă doriți. Doar trebuie să faceți alegeri bune, să nu vă grăbiți. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.